pentru a șasea oară egalitate în scorul de astăzi. Adrenalină și intensitate marca Survivor România în jocul pentru recompensă. Scorul este 8-8 și avem un nou duel al fetelor care va tranșa avansul fie al faimoșilor, fie al războinicelor. Este Raluca și Melina. 3, 2, 1. Raluca pentru faimoși, Melina pentru războinici, din nou pe traseu. Raluca a reușit să aducă un punct din două intrări, Melina a adus două puncte din două. Dai acolo fetele, un pic mai repede, Raluca a lăsat acolo cuțitul în spate, exact pe locul de unde l-au luat, aleargă în același timp. Foarte bună evoluție, așa Melina și a Raluca. Dai acolo, Raluca se pregătește și taie și Melina foarte bine. Au trei obiecte de tăiat acolo, un cuțit, un fierăstrău și o macetă. A depășit mai repede partea cu cuțitul, Melina a ajuns la fierăstrău. Dai acolo, Raluca trebuie să-și folosească corpul și o face mai bine. Melina, iată, reușește să debaraseze acolo și Raluca cele trei panouri. Mai avansată la macetă este Melina. E Marius pe margine cu sfaturi dintr-o lovitură. Melina a reușit să treacă mai departe. Prima macetă a folosit-o bine, a doua din două lovituri, a doua macetă la fierăstrău este acolo și Raluca. Ajunge Raluca la prima macetă, taie, eliberează panourile, merge mai departe și ea să o ajungă pe Melina, care este la proba de final. Pregătește primele aruncări acolo, Melina, aruncări înalte cu frisbee-ul. Eliberează acolo mecanismul obstacolului aerian și Raluca și ajunge pentru a face aruncări. Melina nu reușise să introducă niciun frisbee. Este 8-8 pentru a șasea oară egalitate. Pregătește primele aruncări cu înălțime, Raluca. Un prim frisbee introdus este cel roșu de Raluca. Un al doilea frisbee introdus de Raluca. Așa. Introduce însă al treilea frisbee, duce punctul la faimoș. Raluca, care ajunsese în urma Melinei, îi duce pe faimoș în avantaj 9-8 pentru aceștia. Lansăm un câmp, Evin! Hai, Sebi! Hai, Sebi! Hai, Sebi! Hai, Sebi! Hai, Sebi! Bă! Bă! Am analizat toată echipa! Nu mai e unul tare în gură să vorbească! Aole! Poate fi punctul decisiv al jocului pentru recompensă dacă este adus pentru a treia oară pentru faimoși de Sebastian. Sau Sorin poate să aducă primul său punct astăzi și să aducă și ștafeta odată cu acest punct. Este 9-8 pentru faimoși. 3, 2, 1. Un duel al fotbaliștilor. Sebastian și Sorin la Survivor. A luat primul obiect de tăiat acolo Sebastian mai rapid decât Sorin. Însă și Sorin forțează foarte bună evoluție. Alargă băieții în zona mediană, îi așteaptă trei obiecte de tăiat, un cuțit, un fierăstrău și o mancetă. Dai acolo în același timp cu putere. A eliberat primul Sebastian, dar și Sorin, viteză de parcurs foarte bună, e la fierăstrău acum. Taie Sebastian, ajunge la fierăstrău acolo și Sorin taie pentru a elibera. A lovit cu prima mancetă acolo, lovitură cu tot corpul Sebastian. A lovit cu a doua mancetă dintr-o lovitură și depășește acolo obstacolul la fel la înălțime. Sebastian ajunge la a doua mancetă și Sorin. Din trei lovituri, patru lovituri și a eliberat și el. Ajunge Sebastian și aruncă cu frisbee-ul cu înălțime. A ratat. Iată, un prim frisbee roșu introdus la al doilea frisbee. Ce viteză de execuție la Sebastian, ratează. Aruncă acolo și Sorin. Unul după altul, un singur frisbee a introdus. Este rândul lui Sorin să arunce. Două și de Sorin. Este rândul lui Sebastian. Aruncă Sebastian și câștigă jocul pentru recompensă. Pentru faimoși, 10-8 pentru aceștia. Punct adus de Sebastian. Al treilea punct pe care îl aduce astăzi.
Asta e, mă, băieți, mă, despre asta e vorba. Bă, vin, dans. Dans. Voi bune? Bravo, echipa! Bine! Bă, bravo, ca și Sebi azi au fost. Bravo. La ea de aici, că n-ai servici. Și ai grijă să nu pici, dacă tu vrei să te ridici, dar ai grijă să nu pici. Vai, 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 dar nu te-a dat și nu te-a dat, că te ține eu cu coma, palele, da, palele, da, nu te-a dat și nu te-a dat, că te rupe eu cu coma, stai așa. Da, ia, da, ești ca n-ai servit. Dar fa-l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 a. Și ai grijă să nu pici, dacă te vrei să te ridici, dar ai grijă să... Vai, 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 vai. Dar nu te da și nu te da, că te ține pe coma. Fa-la-la-la-la-la. Au, 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 au. Nu mai fi supărată, Melina, că n-o mâncăm cartofi, da. Și pleci acasă și mănânci și tu cartofi. Nu mai... Ești o ființă fascinantă, jur. Eu n-am mai văzut-o încă tine. Și nu te-o zic nici negativ, nici pozitiv. Ai super multă energie, așa și ești... Doamne, nu știu, ești peste tot. Da? Da. Umpli... peisajul. Umpli o insulă. Umpli golul. Da. Și tu umpli golul din inima mea. Da, măi, hai, mă, nu fac glume de-astea cu mine, te rog, că sunt mai de 3 luni. Adevărul că eu te iubesc, Melina. Abia aștept să pleci acasă. Știu. Jocul pentru recompensă a fost tranșat. Echipa care și-a croit drumul spre victorie tăind sfoară după sfoară, care a introdus frisbee-uri mai repede și mai bine decât cealaltă, este echipa faimoșilor. Ei au câștigat cu scorul de 10-8. Vreau să felicit ambele echipe și pentru războinici cum au luptat în acest joc pentru recompensă. Faimoșilor. Culiță, cum simți victoria, Culiță? Domnul Dan, sunt foarte flămând, mi-e foame tare. Mi-a fost foame și de victorie astăzi, probabil de asta am câștigat. L-aduceam și pe al treilea punct, cred că dacă aveam o fracțiune de secundă în plus, asta este, mi-a intrat și mi-a ieșit printre scândurile acelea. Mă bucur din suflet că am câștigat noi ca și echipă, că despre asta e vorba, puteam să mai pierd și încă 3 puncte, dacă câștigam noi era la fel. Abia aștept să mergem să ne luăm premiu. Și ce să mai zic, sunt mândru de toți cu echiperii mei, inclusiv de fetele noi, care au adus puncte astăzi și s-au descurcat extraordinar. Doamne ajută să fim tot așa înainte, de acum înainte. Elena? Bucuria ți se citește pe chip? Da. Cum simți această victorie în jocul pentru recompensă? Sunt extraordinar de bucuroasă, la fel cum am zis și la concertul cu Jason Derulo, parcă Survivor mi-a citit gândurile și mi-a dat un premiu, la fel cum este cel de astăzi pe care l-am câștigat cu dansatorii, exact pe sufletul meu. Pentru această șansă și cu această ocazie vreau să mulțumesc, sunt extraordinar de încântată. E clar că e meseria mea și îmi doresc din suflet să văd un show de dans. Sunt nerăbdătoare, abia aștept, mă bucur atât pentru show-ul de dans, cât și pentru faptul că ne-am păstrat insula, că ne-am păstrat sacii de dormit și inclusiv că bem un păhărel de vin. Mulțumesc, Elena! Mulțumesc și eu! Sebastian, câte au fost? 3 din 3? 3 din 3? Da, domnul, a fost un duel al fotbaliștilor acolo cu Sorin. A reușit să ferești echipa de o ștafetă. Ai adus victoria. Domnul Dan, sunt foarte bucuros că am câștigat. Sincer, eu mă gândesc mai mult la mâncare, că nu mai îmi stau nici boxerii pe mine, pică de pe mine. Sunt fericit că am câștigat acei cartofi prăjiți și sandwich-ul ăla. Deci e bine, sunt bucuros și mă bucur foarte mult că mai ieșim de pe insulă. Cât despre saci de dormit și insulă, după 3 luni jumate, cred că dorm și pe nisip nu mai contează. Dacă câștig mâncare, aia mă interesează cel mai mult. Cam atât. Mulțumesc, Sebastian! Raluca. Raluca, ai adus 2 puncte? Da. Am avut mari emoții, vă spun sincer, pentru că știam că stă pe umerii mei, cel de-al doilea punct. Dar se pare că m-am încurcat puțin pe traseu acolo, că nu mai nimeream să dai, dacă eram probleme. Foarte emoționată. Dar până la urmă, chiar dacă am ajuns după Melina, Melina este foarte bună și ea pe traseu și am avut emoții fiind primul traseu cu Melina. Mă bucur că l-am câștigat. Și, sincer, îmi este și foarte foame
și abia aștept să mâncăm și să ne și simțim bine și bineînțeles pentru sacii de dormit, că sunt foarte buni. Mulțumesc, Raluca, felicitări. Mulțumesc faimoșilor pentru victoria voastră de astăzi. Războinicilor. Albert, iată, 10 la 8. Reflectă intensitatea jocului această înfrângere? O reflectă, nu o reflectă, domnul Dan. Din păcate, astăzi am pierdut. N-a fost să fie. Nu știu ce să mai zic. Sunt foarte supărat. Chiar îmi doream... Îmi doream să terminăm săptămâna bine. Chiar voiam să avem și noi 3 din 4. Adică să cumva să nu fie o balanță între noi săptămâna asta. Dar n-a fost să fie, nu știu. Ei probabil că au fost mai buni. Eu am intrat o singură dată pe traseu, din păcate n-am putut să aduc punct. Nu pot să mai zic, sunt supărat, chiar îmi doream, nu știu, chiar am venit cu gândul de a câștiga astăzi. Felicit și cu echipierii mei, mai ales pe Marius, vreau să-l felicit că a avut o zi bună. Mai mult n-am ce să zic. Mulțumesc, Albert. Vera, o înfrângere, iată, gustul amar al înfrângerii e... Da, îmi pare foarte rău că nu am putut aduce minim 2 puncte. Îmi pare rău, foarte rău pentru Starlin. Știu că s-ar fi bucurat să câștigăm, să mergem. Felicitări faimoșilor și cu siguranță Elena se bucură cel mai mult dintre toți. În rest, mâncare să fie pentru ei, pentru Elena distracție. Dans, nu distracție. Dans. Mulțumesc, Vera. Starlin, e o înfrângere. Voi ați făcut față și înfrângerilor amare și înfrângerilor la milimetru. Dar ai spus că dorești foarte, foarte mult să fie. Nu e să fie astăzi. Da, domnul Dan, într-adevărul era o dorință foarte mare, pentru că știu că în trupa respectivă am câteva prieteni de copilărie din cartierul unde m-am născut și m-am crescut. Asta e. Elena se bucură cel mai mult pentru că ea este dansatora din echipa, faimoși. Restul, multe, probabil... se duce pentru mâncare, ai dreptul. Noi rămânem în campul nostru, ne gândim. Eu, din păcate, nu am putut să dau punte. Prima intrare în care am intrat, de 2 ore în care am aruncat, simteam că intrai. Cum se cheamă cercul respectiv. Și, din păcate, vântul m-a jucat urât. Asta e, aici clima este foarte schimbător. Un moment este frig, în alte momente cald, în alte momente bate vânt, în alte momente nimic. Aia e. Pare foarte rău, de primul rând, că am pierdut echipa și că Marius, că a dat cel mai multe puncte din echipa, nu poate să se bucură de situația în care suntem în momentul de față. Mulțumesc, Stalin. Aici încheiem jocul pentru recompensă. Războinicilor, voi vă întoarceți în junglă. Faimoșilor, urmează să vă bucurați de recompensă și să rămâneți pe insulă. Acesta a fost jocul pentru recompensă. Vă spunem tuturor acolo acasă, pe curând, o seară liniștită. Într-adevăr, a pierdut insula, sunt aici în junglă, din punctul... Eu, pe lo personal, nu pot să spun că mie nu-mi place aici. Mie îmi place la nebunie aici. Ideea e că nu bate foarte mult soare și pe mine asta mi-e cade, mi-e moalecese foarte mult. Băi, nervi, plictiseala, tot împreună adunat. Nu știu ce zic. 3 puncte de Marius, bune, bine ați venit, bine ați primit, de care nu puteam să ne bucuram, 2 puncte de Maria, de care nu puteam să ne bucuram. Mi-a dorit foarte tare să pierd această recompensă, pentru că
După cum se știe, eu dansez și înseamnă, ar fi însemnat mult pentru mine să fiu la acel spectacol cu dansatori, mai ales să și mănânc, să beau vin. Ar fi fost așa ca o vacanță. Chestia că era ceva atât ciudat în mine. Cred că e prima dată în competiția aceasta că eu pierd 2 puncte și nu m-am enervat, știi? Dar am văzut, nu știu ce am văzut. Frate, nu știu, nu am avut ieșire așa. Prima moment care a intrat cu culița, frate, vântul m-a înjucat frumos. În momentul în care m-a intrat cu culița, am fost foarte îngresator că câștigam. Adică eu era sigur că câștigam în momentul respectiv, în demanare. Am aruncat cu foarte multă încredere, inclusiv am aruncat super liniștit. Și, băi, eram două înăuntru, când arunc, pam! M-am oprit inclusiv să văd cum intră și ce mă bucur și am făcut exact așa. Nu vreau să spun nimic referitor la ultimul meci, pentru că mai nu, mult de... Trebuie să-l uităm de asta, știi? Exact, mai mult de spus, mai degrabă mă stresez. Și nu creierul meu nu mai ai locul de stresuri, știi? În fiecare meci tu simți o mică presiune, nu presiune de mama, dacă pierzi, nu, că presiunea asta a trecut de ea. E pur și simplu presiune că tu dorești să câștigi meciul, nu de ce se întâmplă pe traseu. Nu, nu, nu. Și adrenalina te crește, e ceva normal. Eu sunt foarte clar, avem un consiliu în moment de față în care este nominalizat Melina și nominalizat Jador. Jador în fața de Melina are un procent extrem de mult să rămână aici și să se placă Melina. Obligatorii trebuie să iese cineva, o la ei și o de la noi. Așteptare e să nu fie de la noi, da? Publicul este care are ultimul cuvânt. Mai rău să ne mai dăm cu presupusul cine iese, va urmări la sincer, ei, cine o să fie nominalizat. Sincer, până acum eu am mai învățat aici unul dintre atâta lucruri, că nu mai vreau să dau presupusul cine iese favorit. Fix asta voiam să zic. Mai bine să fim surprinși pe moment decât să ne facem o speranță și după aia... Prin așa tare nu cred că o să fim. Vreau să fie un consiliu extrem de interesant, dar... Ce am văzut până acum, la Survivor, la Consiliul de Eliminare, că poate să se întâmple orice. Adică, probabil ești eu. Și... afară. Adică... toată lumea este cu valiza pregătită. Ei nu prea votează din punct de vedere sportiv, ci social. Jador a explicat de ce a votat. Păi da, mare. Că n-a fost de la început, voi la alții a suferit de la început, păi nu asta, știu da. Ce. Da. Pentru el, de nici nu știe să voteze. Când a votat după match, a zis că din punct de vedere sportiv. Acum n-a fost cea mai bună de la ei și a votat-o din punct de vedere că n-a fost de la început. Se vede distanțarea dintre Albert și ceilalți băieți. Cumva el stă mai mult de vorbă cu noi fetele și mă aștept la orice din partea lui, că îl scoate pe Marius, că vrea să scoate pe Sorin în față, că îl scoate pe Starkin. Reacția mea o să fie aceeași, nu m-ar surprinde pe oricare dintre ei să scoată. Hai să ne apucăm de treabă și ne pregătim ușor de eliminare. Nu avem de alt. Hai, wake up. Dacă pleacă de la faimoși, m-aș bucura foarte mult pentru că cumva să fim mai mulți, să fim o familie, cu cât suntem mai mulți, chiar dacă ea este în starea asta, încă aș vrea să o am aici, știi? Hei, mari, vezi? Suna asta, de exemplu, e unde noi am căutat de câteva ore, erau câteva banane mic, sunt bananier aici. Ale vezi mici, turcă? Da, care a adus eu mai de dimineață așa cu singur. Okay, mie îmi place mai mult aici, pentru că avem rău, avem unde
se căuta mai multe provizii în caz de că rămânem fără nimic de mâncare. Aici e cocos. Bine, nu mai sunt banane, că eram banane, nu mai sunt, dar dacă căutam bine, probabil găsim. Sunt rădăcine, cum e neame, puteam să găsim juc, adică sunt lucruri care, într-adevăr, dacă căutam liniștit, puteam să găsim. Asta a început să crește, dar nu e bună. Nu e bună, de exemplu, cum ar veni rădăcină mai mare, da. O să fie atâta. Atâta poate să fie sau atâta mai micuț. Dar nu trebuie să iasă. Trebuie să fie curată întreg. Și asta, ai mâncat tu și am trecut când am venit prima dată, dacă nu greșesc? Sau nu? Este un fel derivat de la cartof pentru oamenii care nu știu cum, ce e. Neame, am căutat jautia, că la fel este alte rădăcine derivat. Am găsit la un moment dat, dar sunt tiernă, adică nu sunt de mâncare deocamdată. Am văzut câțiva, dar le-am arătat cum ce e acolo, cum e. Ea era foarte încantată, am zis că s-a acomodat. Nu e la fel ce se vede a ce e, mă, normal. Și atunci mai, de fapt, să te uit, te orientezi, vezi de cine poți să te apropie să te ajute. Să te ajute în ce sensul? A, uite-te, aici lucrurile sunt așa, se merge așa, se așa, așa. Și e mai simplu, că probabil, repet, e cum a zis tu, văd ceva de acasă, dar aici e altceva. E total altceva. El mi-a spus să nu mai trag concluzii imediat, să aștept, să cunosc oamenii, după care să-mi fac o părere și să acționez. Sfatul care l-a dat eu pe ea este că ea, de exemplu, a venit un pic cam repede cu anumitele lucruri, pentru că e nouă, e clar, ai văzut asta de acasă, vede altfel, dar aici sunt lucruri total diferit. Și pur și simplu faptul care l-a dat, că l-a zis că se lasă să se fie ghidată. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici.